cum zicem noi la radio, Morning Glory, Morning Glory, se prăjește cartofiorii. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. E Paște, învie natura, învie dieta noastră la loc, în fine, descoperim verdețurile, cartofii, dar putem să descoperim că un cartof poate fi făcut într-un fel care să fie de neuitat. Așa că pentru această salată cu cartofi de neuitat, vă invit să rămâneți alături de mine și să petreceți sărbătorile mai pe dietă, mai pe ușoare reciclate, mai pe ridichiuțe și mai pe tot ce trebuie ca să rămâneți luminoși și bucuroși. Cartofii, da, știți cum e cu cartofii. Fierți, mai mari, mai mici, important e să fie cât de cât noi, adică recenți în sensul ăsta. Puteți să renunțați la treaba asta cu cartofi noi, că nu știi niciodată cât sunt de noi. Cartofii recenți. Și în felul ăsta îi aducem și un omagiu autorului lucrării Omul Recent. Probabil că există unul și pe agricultură, cartoful recent. Și o să mă întrebați, Răzvan, dar ce faci acolo? De ce ai pus alea acolo? Alea. Le-am pus ca să aromatizez uleiul. De aia, că sunt eu deștept. Și m-am gândit la salata asta foarte mult, pentru că ea aduce cu porceala aia de primăvară pe care o facem cu toții când apar cartofii noi. Și știți, se prăjesc, se montează cu toate verdețurile astea care duhnesc, se trântește un ou deasupra, dar, mă rog, putem lucra și ceva mai elegant. Și eu m-am gândit la această variantă a salatei de cartofi, pentru că noi atunci nu facem salată. Ce salată, Răzvan? Salată de cartofi. Poftim. Și cu ouă roșii, na, care au supraviețuit sărbătorii, ca să refolosim totul, pentru că nu e așa, cu siguranță și găinile vor intra în criză, pe stres, pe astea, nu o să fie ușor nici pentru ele. Verdețurile nu le aruncăm, ele conțin ulei, nu sunt neapărat sănătoase, dar sunt foarte scumpe. E foarte important să le punem și pe ele în salată, ca să contribuim la creșterea colesterolului, dacă produsul intern brut nu dă semne de viață. Pentru prima dată când așez așa cartofi, zici că fac pasențe. Cum ar zice cineva la radio, Morning Glory, Morning Glory, ce tăcuți, sunt cartofiori. Stăm și ne uităm ca proști așa la niște cartofi. Efectiv. Deci asta e farfuria lui Exarhu. Deci oamenii ăștia de la Oșan, pe bune, n-au... Cum m-or fi ales? Ce e asta? Stă... Și se uită la cartofi. Nimic nu face. Domnul CEO, nimic. Nimic, ne-am uitat la toată rețeta. Cum ar fi să montăm în timp real, așa, să fie un reality check? Stai mult, să prăjesc, cap, cartofii pe jos, fac alții. Ăștia sunt cartofi de captură, sunt cartofi sălbatici. Ăștia se prăjesc mai greu decât cartofii obișnuiți. Aici avem cartofi sălbatici și aici cartofi obișnuiți. Aia pe care îi scot gospodinele din geantă, știți, când se întâlnesc cu prietenele lor. Uite, dragă, ce cartof obișnuit am găsit. Cum spunea și Eminescu, la un semn cartofii-s gata. Și aș ciocni un nou ușor, în avans. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Adevărat a înviat, da. Mulțumesc mult pentru accept. Unde fugi, mă, cu ouă? Dă ouă încoace. Acum, lăsând vrăjeala, uitați-vă ce culoare au ăștia. Nu ne-am făcut nimica. Ăștia sunt cartofii recenți, adevărați cartofii recenți. Îi scurgem de ulei, că uleiul e foarte scump. Avem niște verdețuri de tocat, un pic de ceapă verde, câteva fire de usturoi verde. Știu că ați mai văzut asta, dar și pentru mine e fascinant câtă ceapă verde poți să tai într-o viață de om.
după ce ai terminat o facultate, vreau să zic. Știu că nu se vede, dar am martor. Cartofiorii pun frumos aici. Peste ei să punem ceapă și usturoi verde, dar repede. Hei, uitați-vă și voi ce tablou frumos. Am să pun un pic de unt. Telemia! Telemia, ceva ce toți ne dorim să luăm pe canapia. Și cum tai, Răzvan? Cu bulețe mari? Nu. Tai cu bulețe mici. Ce bună era o sabie laser. Wow! Verdeață! Pentru că o să mai punem și niște lobodă. Proaspătă. Nu prea multe frunze, nici prea puține. Bă, dar măsline nu pui? Că noi mâncăm măsline de Paști. Normal că punem măsline. Uite, una, două, trei. Nu? Și acum cât sunt ei așa, punem niște oțet. De fapt, asta e șmecheria. Să absoarbă un pic de oțet. E, asta deja e o salată de nivelul următor, pentru că avem parfumul ăla de ceapă care ne liniștește. Ești acasă, ești acasă. Miroase a ceapă, miroase a usturoi. Ești bine, o să fie bine. Plus restul lucrurilor care ne aduc aminte că putem să gândim și ceva mai rafinat. De exemplu, să punem pătrunjel. Așadar, avem spanac, avem lobodă. Putem găsi la o adică, poate, zic eu, și niște ștevie, dacă vrem. Mormanul ăsta de spanac, dar unde te uiți, numai spanac. Nici un pic de ștevie. Nu contează. Ei, a sosit momentul să mai înveselim puțin salata, pe care, de asemenea, le-aș lăsa să vadă și îmi place codița asta, eu o mănânc. E foarte bună și frunzele sunt foarte bune. Eu aș face chestia asta la masă, adică, pentru că e foarte apetisantă și miroase bine și are un gust foarte bun, aș sta să aranjez, poate la pensetă chiar, cum se gătește acum, chestia asta în fața oamenilor, fiecare farfurie, exact cum am prăjit cartofia, încet, până când cedează toți, cad cu capul pe masă și spun, du-te, dracu, dă-ne ligheanu, lasă-le în pace. Nu mai suportăm atâta rafinament. Cam asta ar fi sălățica, zic eu. Cred că e foarte bine așa. Aș mai pune un pic de mărar, că așa îmi place mie, un praf de piper, un pic de uloi, dar foarte puțin, vă dați seama ce vremuri trăim. Și un pic de oțet pentru cine mai dorește, dar îl pun aici. Asta este salata mea de cartofi prăjiți și brânză și verdețuri de primăvară. O altă interpretare a lucrurilor pe care ar trebui să le facem de Paști. Ocazie cu care vă urez poftă bună și Paște fericit. Hristos a înviat!